14, Infanterie Dej, este adunat pentru ceremonia de aniversare cu ocazia primirii a 25 de ani de la înființare. Sunt comandantul batalionului, locotenent colonel Burlacu. Privind sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea Batalionului 811 Infanterie Dej. La data de 1 martie 2020, Batalionul 811 Infanterie Dej aniversează 25 de ani de la înființare. Sărbătorirea a 25 de ani de activitate îmi oferă prilejul să vă mulțumesc pentru modul în care vă îndepliniți misiunile, dar și să scot în evidență eforturile susținute ale personalului acestei unități în organizarea și desfășurarea procesului de instrucție necesar în îndeplinire unor misiuni cu specific de menținerea păcii și de combatere a terorismului internațional. La 1 martie 2020 se împlinesc 25 de ani de când s-a înființat Batalionul 811 Infanterie în garnizoanea Dej. Sărbătorind astăzi înființarea unității, cinstim în fapt 25 de ani de muncă, de neîncetate căutări și încercări soldate cu rezultate și succese care s-au constituit în adevărate pagini de istorie ale unității. Am datoria civică și cetățenească să rememorez cu respect și venerație contribuția întregului personal la îndeplinirea misiunilor specifice prin care unitatea și-a câștigat un loc de frunte în Armata României. Vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vă rog să-mi permiteți să vă adresez un călduros bun venit în mijlocul militarilor Batalionului 811 Infanterie Dej, iar prezența dumneavoastră aici, în această zi de sărbătoare, ne face o deosebită onoare. Evenimentul care ne reunește astăzi în acest cadru festiv are în substanța lui măreția, bucuria și gloria fiecăruia dintre cei care și-au adus aportul la prestigiul acestei unități. La data de 1 martie 1995 lua ființă Batalionul 811 Infanterie în garnizoana Dej, conform Ordinului Ministrului Apărării Naționale. Batalionul 811 Infanterie Dej a fost prima unitate din Armata României. Domnul colonel doctor Ioan Marian Cristian.
domnului deputat Cornel Itu. Domnul inginer Costan Morar. Domnului general locotenent în rezervă Alexandru Rus. Domnului colonel în rezervă Dumitru Buda. Domnului colonel în rezervă Tudorel Dragonici. Colonel Sever Zanc. Domnului locotenent colonel în rezervă Marius Aranguș. Vizibilă totdeauna acest platou ne răscolește amintiri, nu numai mie. Sunt convins, gândindu-mă acum, că și mai puțin ultimilor doi comandanți, toți în anumite perioade, am intrat pe această poartă, eu acum 40 de ani, cred că Puiu Șarto acum 42 și așa mai departe. Inclusiv domnul colonel Pac, domnul colonel Cristurian și iată că sărbătorim 25 de ani. Ieri le spuneam camarazilor de la Bistrița că așa a fost de la început. Au avut întâlnire cu destinul, deoarece nici la 6 luni de la constituirea cu efective în august, prima companie pleca în Angola, după aceea batalionul în septembrie. Voi ați și noi atunci, începând de atunci, am avut întâlnire cu premierele. Și cu riscul de a dubla puțin din cuvântul comandantului, ar vrea să amintesc telegrafic câteva. În 95, la 5 luni după înființare, în iulie, era prima unitate din Armata României, care era asistată de o delegație de reprezentanți NATO, într-un exercițiu complex. Camilor, în viața comunității sunt momente importante, momente la care trebuie să le acordăm însemnătatea cuvenită. În acest moment îl trăim astăzi, împreună cu dumneavoastră, când participăm la aniversarea împlinirii a 25 de ani de la înființarea Batalionului 811 Infanterie Deji. Deji a fost dintotdeauna o comunitate bine definită pe linie militară, este declarată punct strategic militar, știm cu toții că podul peste Someș este considerat
poarta de intrare în Transilvania și este punct strategic național. Aș dori să vă spun că comunitatea noastră are o interferență cu militarii și militarii cu orașul nostru. Pentru că încă din cele mai vechi timpuri s-a resimțit prezența militarilor în zona noastră, încă după timpul romanilor, când la castul de la Cășei s-a simțit prezența militarilor apărând zona noastră și castul de la Cășei. Pe urmă, în comitatul Solob de Vâca au fost trupe militare. Oferă și monografia orașului nostru, istoria orașului nostru și cu siguranță vă regăsiți militarii în frumoasa noastră istorie. La mulți ani, batalon 8-11 infanterie de zi. De 1 martie marchează în calendarul acestui oraș un eveniment cu triplă semnificație pentru militarii Brigăzii 81 mecanizată, aniversarea 25 de ani de existență pentru 3 batalioane de elită din cadrul Marii Unități. Astăzi îi sărbătorim împreună pe militarii batalionului 811 Infanterie Dej. De-a lungul vremii, Dragonii Transilvania au participat la 5 misiuni internaționale și peste 30 de exerciții naționale și internaționale, aspecte care validează pregătirea și profesionalismul militarilor, reflectând locul de cinste pe care batalionul 811 Infanterie Dej îl ocupă în galeria unităților de elită din Armata României. Un exemplar din emblema Brigăzii 81 mecanizată. Felicitări, la mulți ani, mulțumesc! Dragi colegi și camarazi, am venit la dumneavoastră astăzi și port un mesaj personal al domnului general Maior Blaiu, pe care m-a rugat să vi-l transmit cu ocazia unei, să spunem, discuții avute cu dumnealui înainte de a pleca ieri dimineață către garnizoana Bistrița și astăzi la garnizoana Dej. În primul rând, își exprimă regretul că datoria de serviciu, îndatoririle de serviciu nu i-au permis să ia parte astăzi la această frumoasă manifestare organizată de dumneavoastră cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea acestei unități de elită a Armatei României. Că vă urează multă sănătate, împliniri în plan profesional și personal și, bineînțeles, vă adresează un sincer la mulți ani. Sunt onorat să vă pot adresa întregului personal al unității sincere felicitări pentru activitatea desfășurată. Astăzi, unitatea dumneavoastră se prezintă ca o structură militară reprezentativă în cadrul Armatei României și a Diviziei 4 Infanterie Gemina în mod deosebit, care și-a demonstrat nivelul de pregătire la standardele armatelor partenere din cadrul Alianței în toate teatrele de operații în care a participat și nu numai. Și totodată să-i doresc succes în activitatea pe care o să o desfășoare în acest batalion și la alte structuri în perioada imediat următoare. Am onoarea să vă salut! Felicitări. Singurul SGP-ul cu 25 de ani. Felicitări. Să ne vedem.